anul 1869, într-un orășel de pe Volga. Nici țipele de om pe bulevard. Degeaba am scos mesele pe terasă. Parcă n-ai ști cum e sărbătoare. Trăim doar după datinile vechi. După a doua liturghie, oamenii se îndoapă cu plăcintă și borci. Iar pe urmă, după ce s-au îndopat de s-au ghiftuit, 7 ceasuri îi trag la ioase. Nu le mai arde să vie la cafenea. Ei, și dumneata 7. 3-4 cesuleți acolo. Și asta-i datină cu socoteală. După vecernie se trezesc și dau pe gâceai până îi apucă stenahoria dintâi. Stenahorie? Pentru ce stenahorie? Ia stai și tu lângă samovar și înghite tacticos preț de 2 ceasuri ceaiuri fierbinți. Și o să afli. După ce se nădușesc de vreo 6 ori, stenahoria a doua se apropie. Atunci lasă baltă ceaiul și o pornesc pe bulevard să ia aer și să se plimbe. Acum însă iese la aer numai publicul simandicos. Uite-l de pildă pe Moiche Parmionuci Cnuvrov. A ieșit să facă mișcare. Pentru ce taci într-una? Taci? Deștept ești. Cum vrei să vorbească când e toldora de milioane? Cu cine vrei să facă conversații? Uite-l că se întâlnește cu Vasilii Danilici, care vine de sub deal. Parcă nu e și el bogat și stă de vorbă cu oameni. Vasilii Danilici e încă tânăr. Se îndeletnicește cu lucruri de mică importanță. Nu-și prețuiește destul valoarea. Când o îmbătrâni, se va schimba și el în idol. Ochi Parmionici, am onoarea să vă salut. Vasilii Danilici, încotro. De la debarcader. Am așteptat pe Serghei Sergeici Paratov, dar n-a venit. Cumpăr un vapor de la el. Să trăiți. Bună dimineața, Ivan. Ce-ar fi să ne răcorim un pic, Mochi Parmionici? Vai de mine, așa de dimineață? Nici n-am prânzit. Nu face nimic. Mi-a spus un englez director de fabrică că pentru a scăpa de gutura e bine să bei șampanie pe stomacul gol. Iar eu am răcit puțin aseară. Nu, n-are niciun rost, nu. Or să se uite oamenii la noi și or să spună nici nu s-a luminat bine de ziua și beau șampanie. Ca oamenii să nu ne vorbească de rău, o să bem ceai. A, da! Ceaiul e altceva. Da. Gavrilo! Da? Adune ceai de-al meu, înțelegi? De-al meu. Am înțeles. Dar ce, dumneata, bei un ceai special? Tot șampanie e, numai că o toarnă în ceainic și o servește cu pahare și farfurioare. Ingenios! Nevoia te învață, Mochi Parmionici. Ați auzit noutatea? Se mărită Larisa Dimitrievna. Se mărită? Ce vorbești? Cu cine? Cu Carandășef. Ce prostie mai e și asta? Ce fantezie! Dar cine e Carandășef? Ce partidă nepotrivită pentru Larisa Dimitrievna. Bineînțeles, nepotrivită. Dar ce să-i faci? De unde să iei logodnic? O fată fără zestre? Băi, tocmai cele fără zestre găsesc logodnici buni. Au trecut vremurile alea. Înainte erau pretendenți cu duiubul. Se găseau și pentru cele fără zestre. Acum însă au ajuns la ananghie. Ai zestre, ai și logodnici. Deprisos nu-s. Parcă Harita Ignatievna o mărita cu Carandășef dacă ar fi găsit altul mai bogat. Ogudalovii sunt totuși oameni de familie bună. Și deodată se ia de ginere un oarecare Carandășef? Un simplu funcționăraș fără avere? Cu șiretenia ei? Pe casa lor e doar întotdeauna plină de burlaci. De venit la ea vin toți pentru că e rost de câteva ceasuri plăcute. Domnișoara e drăguță, cântă din gură, din felurite instrumente, apucăturile gazdei libere. Astea toate atrag. Dacă să te însori, trebuie să chibzuiești. Și totuși mă mir.
E posibil ca Larisa Dimitrievna să nu fi găsit niciun pretendent în afară de Karandășev? S-au găsit, dar fata e cam simpluță. Cum așa? Adică proastă? Nu, nu e proastă, dar îi lipsește și retenia. Nu e ca mămica. Aia e toată și retenie și lingușeală. Pe când fata, te pomenești că strântește tamne sau ce nu trebuie. Adică adevărul. Da, adevărul. Ori fetele fără zestre n-au voie să facă așa. Tot ce-i place sau displace, spune pe față. Uite, am întrebat. A apărut Serghei Sergeici Paratov. Nu-și lua ochii de la el. Dânsul a venit vreo două luni, a îndepărtat toți pretendenții și apoi nu-i s-a mai știut de urmă. A dispărut nu se știe unde. Dar ce s-a întâmplat cu el? Cine știe? E o fire ciudată. Și cât l-a mai iubit săraca fată. Era aproape să moară de durere. Simțitor suflet, nu? A luat trenul după el să-l ajungă. Maică s-a adus-o înapoi de la a doua stație. Dar după Paratov au mai fost și alți pretendenți. I-au năvălit doi, un bătrân cu podagră și un parvenit administrator al lui Cneaz, unul veșnic beat. Larisa nu putea să-i sufere, dar trebuia să fie amabilă. Mămica poruncește. Atunci traiul ei nu e de invidiat. Pe urmă s-a înființat casierul ăla. Ce mai zvârlea cu bani? Au umplut-o pe Harita Ignatievna. Pe toți rivalii a îndepărtat. Dar nu i-a fost dat să se fălească mult timp. Chiar în casa lor a fost arestat. A fost un tărăboi strașnic. O lună încheiată, o gudolăvele nu a mai scos capul în lume. Atunci Larisa i-a spus ritos maică-si. Destul ne-am făcut de râs. M-a mărit cu primul care mă cere. Fie bogat, fie sărac, nu mai aleg. Și hop, Karandășev la țanc cu cererea. Dar de unde a apărut Karandășev ăsta? Se vârtea de mult la ele în casă de vreo 3 ani. De alunga nu-l alungau, dar nici vreo considerație deosebită nu-i se dădea. Să zic, acum e răsplătit pentru statornicia lui. Cred că e fericit. Încă ce fericit? Sclipește ca cireașa coaptă. Să mor de râs, nu altceva. O târăște pe Larisa pe bulevard, umblă cu ea la braț, cu nasul ridicat atât de sus. Și cum nu se uită în jurul lui, e de mirare că nu se ciocnește cu nimeni. Și-a mai pus și ochelari. Nu se știe de ce, că niciodată n-a portat. Când salută, abia moție din cap. Și pe urmă s-a auzit cu ce ifos vorbește. Înainte nici nu-l simțea, iar acum tot eu și eu, eu vreau, eu doresc. Păcat de biata Larisa Dimitrievna. Păcat. Dar de când atâta milă? Bine, dumneata nu-ți dai seama că femeia asta e creată pentru lux? Un briliant scump are nevoie de o montură de preț. Și de un bun ciuvaiergiu. Ai spus un mare adevăr. Eu însă așa cred. Îl va lăsa repejor, repejor. Acum e cam moartă. Dar când și-o reveni și o să se uite mai cu luare aminte la el, când l-o vedea și l-o vedea așa cum e, uite, vorbești de lup și lupul la ușă. Bună ziua, domnilor! Carita Ignatievna, luați loc, vă! Bună ziua, Mochi Parmionici! Nu poftiți un pic de ceai? Oh, n-aș fi împotriva unei ceșcuțe. Viva! Adu un coceașcă și mai toarnă apă fiartă. Am înțeles, Ce fantezie, ce fantezie ciudată! Să bei ceai la ora asta. Mir. Ce vrei? Mi-e setei, domnule Karandășev, și nu știu ce să beau. Dă-mi un sfat. Îți voi fi foarte recunoscător. E amiază. Se poate bea un păhărel de vodcă. Sau mânca o chifteluță. Cu un păhărel de vin bun. Chifteluță. Ăsta este aperitivul meu obișnuit. Halal de așa viață, Harita Ignatievna, da, de invidia. De ce nu mi-e dat o zi măcar să trăiesc ca dumneata, domnule Karandășev? Vodcă și vinișor. Dar noi n-avem voie. Riști să ți se tulbure judecata. Dumitale ți-a permis totul. Nu-i primejdie să-ți pierzi capitalul, fiindcă nu-l ai. Însă noi ne-am născut pe lume împovărați. Avem afaceri foarte mari, așa că n-avem voie să ne pierdem judecata. Eu și ceanul beau rece.
Ceaiul e rece, ce-i drept, Vasia. Numai că mi l-ai turnat prea tare. Serviți, vă faceți plăcerea, în aer liber nu face rău. Ascultă, Ivan, da. Vino astăzi la mine să servești la masă. Am înțeles, domnule Carandeșef. Vasile Danelici, da? Vei fi invitatul meu. Mulțumesc. Mochi Parmionici, nu v-ar face și dumneavoastră plăcere să luați astăzi masa la mine? La dumneata? Mochi Parmionici, e ca și cum ar fi la noi. Masa o dă pentru Larisa. Da? Atunci dumneata mă inviți. Te rog. Bine, viu. Așa că sper. Am spus odată că viu. Domnul Carandușev e viitorul meu ginere. O mărit pe Larisa cu el. Treaba dumii tale. Da, Mochi Parmionici, o fac pe riscul meu. Eu, în general, așa am fost întotdeauna. Mai presus de prejudecăți. Mochi Parmionici e aspru. Da, dar și el, vezi în ce hal. Eu doresc ca Larisa Dimitrievna să fie înconjurată numai de oameni de soi. Bine, bine, bine. Înseamnă atunci că și eu fac parte dintre oamenii de soi. Mulțumesc, nu mă așteptam. Vasile Danelici, se apropie rândunica. Mochi Parmionici, se apropie rândunica. Nu doriți să priviți? Noi nu coborăm, o privim de pe deal. Nu, 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 să mergem, e interesant. Vasia, Vasia, mă duc acasă cu trăsura ta. Duceți-vă, nu mai trimiteți-mi înapoi mai repede. Numai decât, foarte gentil, Vasia. Mochi Parmionici, Mochi Parmionici, ne pregătim de nuntă. N-ai să mă crezi câte grijă am pe cap. Ah, și atâtea cheltuieli la care nici nu te aștepți. Uite, mâine e ziua de naștere a Larisii și aș vrea să-i dăruiesc ceva, dar nu mi-ajung bani. Bine, bine, o să trec pe treceți la voi. Vai, vă rog, da. Mochi Parmionici, vai, dorit. Foarte bine, tata, să treceți pe la noi, te rog, vai. La revedere, Vasia! Da. Larisa Dimitrievna? Vino, te rog, aici. M-am tot uitat dincolo de Volga. Ce minunat trebuie să fie acolo. Să plecăm cât mai repede la țară. Te-ai uitat peste Volga. Dar ce vorbea Vojevatov cu dumneata? Mai nimic, fleacuri. Ah, te știi cât mă atrage pădurea. Dincolo de Volga. Să plecăm. Să plecăm de aici. Se pare ciudat. Despre ce putea să vorbească cu dumneata? Întrucât te privește ce am vorbit. Și îi spui Vasia. Ce înseamnă familiaritatea asta cu un bărbat tânăr? Dar ne cunoaștem din copilărie. De mici ne-am jucat împreună, așa că m-am obișnuit. Trebuie să te lași de obiceiurile vechi. Ce intimitate cu un flecușteț prost, bun de nimic. M-ai derăbdat ceea ce a fost la voi până acum. N-a fost nimic rău la noi. A fost o șatră țigănească. Iată ce a fost. Ce este asta? De ce te-ai supărat? Fie cum spui. Șatră țigănească. Numai că în ea era plăcut să trăiești. Poți dumneata să-mi dai ceva mai bun ca această șatră? Firește? De ce mă umilești tot timpul cu această șatră țigănească? Crezi poate că o asemenea viață îmi plăcea? Ascultam de poruncă. De viața asta avea nevoie mama. Însemna că vrând nevrând trebuia să îndur. Dar ca să-mi scot tot timpul ochii cu șatra țigănească, e sau prostie, sau cruzime. Dacă n-aș fi căutat liniștea, singurătatea, dacă n-aș fi vrut să fug de oameni, m-aș mărita cu dumneata. Află, înțelege odată și nu atribuie alegerea mea cine știe căror merite pe care eu încă nu le văd la dumneata. Caut să te îndrăgesc. Mă ademenește o viață modestă, de familie. Mi se pare că va fi pentru mine raiul. Dar vezi că mă găsesc la o răspântie. Susține-mă.
Am nevoie de îmbărbătare, de mângâiere. Poartă-te cu mine delicat, blând. Prinde clipele astea, nu le scăpa. Larisa, Larisa Dimitrievna, eu nu am vrut deloc să te jignesc. Am spus și eu așa. Ce înseamnă așa? Adică fără să te gândești? Dar n-ai înțeles că în cuvintele dumitale e o jignire? Sau ce să cred? Că am spus-o fără intenție. Atunci e și mai rău. Te rog să mă ierți. Oh, să lăsăm asta. Numai că de aici înainte, fii mai prevăzător. Șatră țigănească. Da, e adevărat. Dar în această șatră au fost și oameni buni, cu suflet ales. Și care nume au fost acești oameni buni, cu suflet ales? Nu cumva Serghei Sergeiici Paratov? Te rog, nu pomeni de el. Pentru ce anume? Fiindcă nu-l cunoști. Și chiar de la-i cunoaște. Iartă-mă, nu dumneata poți să-l judeci. Pe oameni îi judeci după purtări. Oare s-a purtat bine cu dumneata? Asta mă privește numai pe mine. Dacă eu șovăi și nu îndrăznesc să-l condamn, atunci nici dumitale nu o să-ți îngădui. Larisa Dimitrievna, spune-mi, numai te rog, vorbește-mi deschis. Ce dorești? Întrucât sunt eu mai rău ca Paratov. Nu. Nu te rog. Dă-mi voie, dar de ce? Nu. Nu trebuie. Oh, ce comparație. Vreau să aud neapărat din gura dumitale. Nu întreba. Nu trebuie. Și de ce oare? Deoarece comparația nu va fi în favoarea dumitale. Luat așa cum ești, dumneata însemn ceva. Ești om bun, cinstit. Dar în comparație cu Serghei Sergeici, nu mai ai niciun preț. Astea sunt doar vorbe. E nevoie de dovezi. Dar cu cine vrei să te compari? E cu putință o asemenea orbire. Serghei Sergeici e bărbatul ideal. Dar înțelegi dumneata ce înseamnă ideal? Se poate prea bine să mă înșel. Sunt încă tânără, nu cunosc când de ajuns oamenii. Dar această părere nimic nu va putea să mi-o schimbe. Va muri odată cu mine. Hai să admitem că Paratov are unele merite, cel puțin în ochii dumitale. Dar cine e negustorașul ăsta, Vojevatov, Vasi al dumitale? Nu cumva ai de gând să faci pe gelosul. Nu. Te rog, lasă la o parte asemenea prostii. E meschin. Nu pot îndura, ți-o spun dinainte. N-avea teamă. Nu iubesc și n-am să iubesc pe nimeni. Dar dacă se ivește din nou Paratov? Se înțelege că dacă s-ar ivi Serghei Sergeici și-ar fi liber, atunci ar fi de ajuns o singură privire. Liniștește-te. Nu s-a ivit. Iar acum, chiar de s-ar ivi, e prea târziu. Fără îndoială că nu ne vom mai revedea niciodată. Ce-i asta? Cine știe ce negustor îngânfat coboară de pe vasul său și în cinstea lui se trage o salvă. Vai, vai cum m-am speriat. De ce? Să-mi fie cu iertare. Îmi sunt nervii zdruncinați. M-am uitat în vale și s-a învârtit pământul cu mine. Până jos
poți să te lovești crâncen. Să te lovești numai? E moarte sigură. Jos e pavat cu bolovani. De altfel, distanța e așa de mare încât poți muri înainte de a ajunge la pământ. Hai de acasă. Se face târziu. Ai dreptate. Mai ales că am și invitați la masă. Să mergem. Să mergem, Larisa Dimitrievna. Te rog. Dunu! A sosit boierul! A sosit boierul, Serghei, Serghei! Am spus eu că el e. Că doar e știut cioimul după zbor să cunoaște. Trăsura urcă dealul goală. Da, da. Semn că domnul auto pe jos. Da, uite-i! A sosit boierul! Bine ați venit, Serghei, Serghei! Bine ați venit, Serghei, Serghei! Isprăvește-o dată, Ivan, cu măturica asta. Vin de pe apă, pe Volga nu-i praf. Lăsați boierile, se poate de un an întreg când v-am văzut, așa că de bine ce ați venit, Serghei, Serghei. Bine ați venit, Serghei, Serghei. Dar, domnilor, am și uitat să vă prezint pe prietenul meu. Moche Parvoruci, Vasile Danilici, vă recomand pe Robinson. Și mai cum, n-are nume după tată? Robinson și atât. Robinson, Ferș. E, ce vrei? Ia mea să prieteni și eu mor de sete. Ei, așteaptă să ajungem la hotel. Voilà. Poate să ne servească și aici. E, hai, hai, du-te, dracu, să te ia. Gavrilo! Da! Să nu-i dai domnului ăsta mai mult de un păhărel. E arțăgost din fire. Am înțeles. Serge! Poftiți, vă rog, cu mine, Serge. Domnule Robinson. Hai, hai, hai. Acesta e, domnilor, un actor de provincie. Șceaslipțev Arcadie. De ce îi spui atunci Robinson? Iată de ce. Călătorea odată pe un vapor, nu știu care, cu un prieten de-al lui. Ah! Fiul negustorului neputiovui. Bineînțeles, amândoi beți turtă. Toate năzbâtiile care treceau prin cap, ceilalți pasageri le răbdau, când odată, ca o culme a neobrăzării, au născocit o reprezentare dramatică. S-au dezbrăcat în pielea goală, au spintecat o pernă, s-au tăvălit în puf sub cuvânt că interpretează două roluri de sălbatici. Capitanul la cererea călătorilor i-a debarcat pe o insulă nelocuită. Treceam în plină viteză pe lângă insulă. Mă uit, cineva striga spre noi ridicând brațele. Eu imediat, stop! Mă urc într-o barcă și dau de artistul Șceaslipțev. L-am luat pe vapor, l-am îmbrăcat din cap până în picioare cu haine de ale mele. Noroc că am destul îmbrăcăminte pe vapor. Ei, ce vreți, domnilor? Am o slăbiciune pentru artiști. Iată de ce l-am botezat Robinson. Domnilor, cred că îmi dați dreptate. O călătorie e o plictisală de moarte, așa că ești bucuros de orice tovarăș care te face să petreci. Sunt de aceeași părere. Vă să zic că e vesel. Ai un partener foarte hazliu. Și poți să glumești cu el? Cât poftești, nu-i supărăcios. Uite, Vasile Danilici, ca să-ți fac plăcere, poți să ți-l împrumut pentru 2-3 zile. O-ți mulțumesc foarte mult. De-mi va fi de plac, n-o să rămâi în pagubă. Domnilor, am o veste mare pentru dumneavoastră. Mă însor cu o fată foarte bogată. Iau ca zestre mine de aur. Așa, zestre, mai zic și eu. Însă mă costă cam scump. Trebuie să-mi iau rămas bun de la libertatea mea, de la viața plăcută de până acum. De aceea, domnilor, să ne dăm osteneala să petrecem cât mai vesel ultimele zile. O să ne străduim, Serghei, Serghei, o să ne străduim. Tatăl logodnice mele e un bărbat de stat important. Bătrânul e sever, nici nu vrea să audă de cântărești țigani, chefuri și altele. Nici chiar pe cei care fumează prea mult nu-i poate suferi. Trebuie să te îmbraci în frac și parli français, parli français. Uite de asta, acum mă antrenez cu Robinson. Numai că el poate ca să-și dea aere sau dracu, știi de ce? Îmi zice la Serge, iar nu simplu Serge. Caragios, nu? Dar iată că se întoarce. Robinson, que fait vous là? Venez, venez. Comment? Oh, quel accent! Ascultă, Robinson, termină cu ticălosul vostru obicei de a părăsi o societate aleasă ca să te înfunzi în toate cârciumile tale. Băi, ăsta e năravul lor, al actorilor. Băi, la Serge, ai și găsit prilejul să le spui ce nevoie avea. Iartă-mă, dar trebuia să dezvălui taina pseudonimului tău. Noi, Robinson, n-o să te dăm de gol. Cu noi tu treci drept englez. E cum, așa deodată pierd tu? Când oare am băut dintr-o cupă amândoi? Asta n-are importanță. Ce de fasoane la el? Eu nu pot să feri familiaritățile și eu nu permit la oricine. Eu nu sunt oricine. Și cine, mă rog, ești dumneata? Negustor. Bogat? Bogat. Și mână largă? Și? Atunci ești pe gustul meu, încântat de cunoștință.
Uite, acum îți permis să te comporți cu mine de la egal la egal. Va să zic că suntem prieteni. Și un... două trupuri, un singur suflet. Și un singur buzunar. Numele, pronumele. Adică ajunge numai pronumele. Numele după tată nu trebuie. Vasilii Danilăci. Atunci, uite ce e Basia. Pentru prima cunoștință, plătește pentru mine. Gavrilo! Da? Treci la contul meu. Am înțeles. Am înțeles. Domnilor, gustarea vă poftesc să o luați la mine. Tiii, ce păcat. Nu se poate, Serghei Sergeiici. De ce să nu se poate? Suntem invitați. Renunțați la invitație. Nu putem renunța. Se mărită Larisa Dimitrievna, așa că luăm masa la logodnicul ei. Larisa se mărită? Ei, și domnul cu ea. E chiar mai bine. Sunt puțin vinovat față de fata asta. Adică atât de vinovat încât nu s-ar cuveni să mai invadă nici vârful nasului. Eh, dar acum că se mărită, înseamnă că am încheiat-o cu vechile socoteli și pot din nou să apar. Să-i sărut mănușița și ei și mătușichii. Eu îi zic Arit Ignatievna mătușică, deoarece e mai scurt. Era cât pe aci să mă însor cu Larisa Dimitrievna. Ar fi râs și curcele de mine. Da, da, era să o pățesc ca prostul. Se mărită, v-a să zic. Foarte drăguț din partea ei. Să-i dea Dumnezeu sănătate și toate cele bune. Uite, parcă mi s-a ușurat sufletul. O să trec pe la ele. Da, 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 o să trec. Ar fi foarte interesant numai să o văd. Judecător de pace. Da? Minunat! În care județ? La Zabalotie. La Zabalotie? La Zabalotie? Vai, dar e în fundul Codrilor. Dar ce a venit la atâta depărtare? Acolo sunt candidați mai puțin, așa că îl vor alege. Mă rog. Mă rog, nu-i nimic. Și acolo trăiesc oameni. Din partea mea fie și în fund de Codru. Ha. Numai să scap cât mai repede de aici. Da, 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 e bine să te înfunzi și prin locuri îndepărtate. Trăind acolo chiar și Carandușev al tău ți se va părea drăguț. Da, trebuie să plec, să mă smulg de aici. Da. Vara trece curând, iar eu vreau să mă plimb prin pădure, să culeg fraci, ciuperci. Da, atunci fă roșii de o pălărie de paie cu margini late, așa, o să arăți ca o păstoriță. O să-mi caut și o pălărie. Oh. Ah, acolo e pacea, liniștea.
Da, dar o să fie și septembrie. Atunci nu o să mai fie prea multă liniște. Vântul începe să șuiere pe la ferestre. Se poate. Lupii urlă pe diferite voci. Ah, dar tot e mai bine ca aici. Cel puțin o să mă odihnesc sufletește. Parcă eu vreau să-ți schimb părerea. Pleacă, poftim. Odihnește-te sufletește, mă rog. Numai să știi că Zabalotie nu e Italia. Asta sunt datoare să ți-o spun. Pentru că atunci când te vei trezi, să nu mă învinovățești că nu te-am prevenit. Îți mulțumesc. Fie și sălbăticie, și pustietate, și frig. Pentru mine, după viața pe care am îndurat-o aici, orice colțișor îndepărtat mi se va părea rai. Da, rai, sigur. Dar ce e cu Iuli Capitonici de întârzie? Nu înțeleg. De viață de sată iar de lui? Domnul vrea să strălucească, mă rog. La urmă, mie nici nu-i de mirare. Dintr-o nimica toată, uite-l că a nimerit în lumea bună. Zadarnic vrei, cu dulce spită. Ah, ce necaz mie că nu pot găsi tonul. Omagile mele, doamne? Ah, bine că ai venit, domnule Carandușev. Uite, Larisa noastră e gata să meargă la țară. Fă pentru mine asta. Hai să plecăm cât mai repede. Nu înțeleg. Pentru ce te grăbești? Vreau să fug de aici. De cine să fugi? Te gonește cineva? Sau te rușinezi de mine, poate? Nu. Nu mă rușinezi de dumneata. Nu știu cum va fi mai târziu, însă deocamdată nu mi-ai dat prilejul. Atunci? De ce să fugim? De ce să ne ascundem de oameni? Dă-mi răgazul să mă dumiresc, să mă desmeticesc, să vin în fire. Sunt bucuros, sunt fericit. Dă-mi putința să gust din plin toată bucuria noii mele situații. Să te mândrești cu ea. Da, 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 să mă mândresc. La ce m-aș ascunde? Amorul meu propriu a îndurat până acum multe, foarte multe umilințe. Mândria mea nu odată a fost jignită. Acum vreau să mă mândresc, pe drept. Atunci când ai de gând să pleci la țară? După nuntă, când poftești, chiar a doua zi. Numai de cununat, ne vom cununa neapărat aici. Ca să nu se spună despre mine că eu sunt un logodnic nevrednic pentru dumneata, că nu sunt bărbatul potrivit, ci doar paiul de care se agață acel ce se neacă. Ceea ce ai spus acum la urmă e aproape ceea ce se întâmplă. Iuli Capitonici, acesta e adevărul. Atunci, adevărul acesta, ține-l în dumneata. Ai milă de mine, cât de puțin. Las măcar străinii să creadă că mă iubești, că alegerea dumitale nu a fost silită. Pentru ce asta? Cum? Cum pentru ce? Oare nu admiți că un om poate avea și el amor lui propriu? Amor propriu? Te gândești numai la dumneata. Toți se iubesc pe ei. Când oare mă va iubi cineva pe mine? Ah! O să mă duceți la pieirii. Larisa, Larisa, ce vorbe sunt astea? Ce? Mamă, de ce? Mi-e frică. De ce? Mi-e frică de ceva. Ascultați. De ei ca nunta să se facă aici. Atunci vă rog să fie cât mai puțină lume. A, nu. Cât se poate mai modestă, mai nebătătoare la ochi. Nu-ți faci asemenea iluzii. De nuntă, nuntă să fie. Eu, Agudalova, nu permit niciun fel de meschinărie. Hai să strălucești cum nu s-a mai văzut pe la noi, Larisa. Eu nu fac nicio economie. Bine. Am tăcut. Văd că sunt pentru voi o păpușă. Vă jucați cu mine. O să mă sfărâmați și o să mă aruncați. Uite, uite, masa de azi.
Credeți că puțin mă costă? Masa asta a dumitale eu o socot cu totul de prisos. O cheltuială zadarnică. De m-ar fi costat chiar îndoit, întrăit. Nu m-aș fi uitat la bani. N-avea nimeni nevoie de ea. Eu am nevoie de ea. Dar pentru ce, Iuli Capitonici? Larisa Dumitrievna. 3 ani am îndurat în josiri. 3 ani am primit batjocura drept în față de la cunoscuții dumitale. Așa că trebuie, cum s-ar zice, să-mi bat și eu joc de ei. De ce m-ai născocit? De ce ți-a venit chef? De ceartă? Atunci, Larisa, și cu mine nu venim. Te rog să nu jignești pe nimeni. Să nu jignesc. Dar eu... eu am putut fi și gândit. Da. Liniștiți-vă, nu? N-o să fie nicio ceartă. Totul o să se petreacă în liniște. Voi ridica un toast pentru dumneata și îți voi mulțumi în public pentru fericirea pe care mi-o dăruiești prin alegerea dumitale, pentru faptul că te-ai purtat față de mine altfel decât alții, că m-ai prețuit și ai crezut în sinceritatea sentimentelor mele. Și asta este tot, toată răzbunarea mea. Nici de asta nu era nevoie. No, prea m-au chinuit în crezuți ăștia cu fanfaronadele lor, ce? Nu cumva și-au adunat bogățiile singure atunci? Pentru ce se grozăvesc cu ele? Ascultați! Ascultați ce se petrece în oraș. Ce bucurie pe chipurile tuturor. Birjarii și-au ieșit din minți, mână ca turbații pe străzi. Strigă unul către altul: a sosit boierul, a sosit boierul. Chelnerii de pe la birturi scapără de fericire. Aleargă din local în local anunțând: a sosit boierul, a sosit boierul. Țigarii au nebunit, fac zarvă, dau din mâini. La hotel parcă întrunire. Atâta mulțime de lume s-a strâns. Adineauri au sosit în caleașcă 4 țigăiești dichisite ca să ureze bun sosit boierului. Larisa a sosit un boier, Larisa. Minunată priveliște! Iar boierul, după cum am auzit, a sărăcit de tot. Cum a vândut și ultimul vaporaș. Și cine, mă rog, cine a sosit? E cine, spune-o dată. Un chefliu ruinat, un desfrânat. Și tot orașul se bucură. Frumoase morave! Dar cine a sosit? Sergei, Sergei, Sparatov, al vostru! Larisa! Să plecăm la țară! Să plecăm numai decât... Tocmai acum nu trebuie să plecăm. Și tu spui, Larisa, de ce să fugi de el? Doar nu e tâlhar. Dar ascultați-mă! Mă împingeți în prăpastie! M-a zvârlit la fund! Ești nebună! De ce te teamă? Nu pentru mine mi-e teamă. Atunci... pentru cine? Pentru dumneata. Pentru mine? Pentru mine, să n-ai teamă. N-o să mă las călcat pe coadă. Să încerce, să încerce și o să vadă. Nu știi ce vorbești, Doamne păzește. Ăsta nu-i Vasea. Te sfătuiesc să fii mai prevăzător, că altfel nu-ți va fi bine. Poftim! Poftim, bine voi să priviți! S-a și înființat la voi 4 cai înaintași, un țigan pe capră lângă birjar. Iuli Capitonici, să mergem, să mergem la mine în cameră. Mamă, te rog, primește-l dumneata și scapă cât mai repede de vizita lui. Bine ați venit, Sergei, Sergei, bine ați venit, poftim! Bine v-am găsit, poftim! Ai plecat, Evrai, acasă? Acasă, poftim, cu plăcere, poftiți, poftiți! Mătușico! Mătușico, mânuța, te rog! Ah, Sergei, Sergei, ce ah, dragul meu! Doriți să ne îmbrățișăm? Se poate, se poate. Vai, dar ce bine îmi pare că ai venit. N-ai idei cât mă bucur. Dar ia spune-mi, ce vânt te aduce, a? Întrecere fără îndoială. Din potrivă, și prima vizită la dumneata. Mulțumesc, mulțumesc.
Dar cum o mai duce? Dar ia loc, te rog, te rog, ia loc. Mulțumesc. Ia spune-mi, Sergei Sergeiș, cum o mai duci? Cum îți merg treburile? Ah, n-am de ce să mânie pe Dumnezeu, mătușică. Eu o duc bine, dar treburile, treburile merg prost. Ah, cum asta? Sergei Sergeiș, da. Spune-mi, dragul meu, ce te-a apucat atunci de-ai dispărut așa deodată? Ah, da. Primisem o telegramă neplăcută. Da, ce telegramă? Procuriștii și administratorii mei au redus în absența mea frumosul edificiu al averii mele la o mizerabilă coajă de lucră. Operațiunile lor financiare au dus la vânzarea prin licitații a vaporașilor și a întregului meu avut mobil și imobil. Atunci am zburat să-mi salvez din rămășiță ce se mai putea salva. Și bineînțeles, ai salvat tot și lucrurile s-au dres. Aș, da, de unde s-au dres, ce s-au dres, dar tot a mai rămas o spărtură bunicică. Cum? Însă eu, scumpă mătușică, nu-mi pierd cumpătul. Așa că buna dispoziții mi-a rămas. Bă, la una pierdem, la alta câștigăm, mătușică. Iată, așa merg afacerile noastre. Sigur, una așa, sigur că da. Și în ce chip vrei să câștigem? Ce afaceri noi învârtește? Mătușică, mătușică, gentilmeni ușuratici ca mie nu se apucă de afaceri noi. Cu asta ajung la pușcărie. Vreau să-mi vând libertatea. Ah, înțeleg, înțeleg. Vrei să te însor cu zestre mare, nu? Mm. Și la cât prețuiește libertatea? O jumătate de milionaș. Nu e proastă socoteala? Mai ieftin nu se poate, mătușcă. Mă costă mai scump, știi și dumneata, nu? Ah, strașnic bărbat. Parcă eu spun altfel. Ah, ce mai șoim, numai să-l privești și țaută inima. Mătușică, mătușică, foarte măgulitor ce aud din partea de mitare. Mânuța, mânuța. Te rog. Ah, simpatic ești. Da, cumpărători, adică cumpărătoare, s-a găsit. Cine caută, găsește. Iartă-mă pentru întrebarea mea indiscretă. Dacă vi se pare indiscret, atunci de ce mă întrebați? Știți cât sunt de rușinos. Ei, da, gata. Ajunge cu gluma. Există logodnic orba. De există cine e. Hmm? Hai spune, spune-mi, Sergei, dar nu suntem prieteni. Să mă tai și n-am să spun. Ei, mă rog, cum dorești. Doresc să-mi exprim respectul meu la Risi Dimitrievna. Pot să o văd? De ce nu? Ți-o trimit îndată. Ah, Sergei, Sergei, tu jur charmant. Larisa, Larisinca, ia vino să vezi cu cine a venit. Bună ziua, Sergei Sergeiici. Nu te așteptai să mă vezi? Nu. Acum nu mă așteptam. Te-am așteptat mult timp. Dar până la urmă am încetat. Și pentru ce ai încetat? Nu mai nădăjduiam în nicio revedere. Ai dispărut pe negândite și nicio scrisoare. Nu ți-am scris pentru că nu puteam să-ți împărtășesc nimic plăcut. Asta mi-am spus și eu. Și te măriți? Da, mă mărit. Îngădim totuși să te întreb, Larisa Dimitrievna. Mult timp m-ai așteptat? Pentru ce vrei să știi? Nu din curiozitate, Larisa Dimitrievna. Mă interesează din considerente pur teoretice. Aș vrea să știu o femeie cât de repede uită pe bărbatul iubit cu patimă. A doua zi după ce s-a despărțit de el? Peste o săptămână ori peste o lună? A avut oare dreptate Hamlet să spună mamei sale că nici condurii nu i-a tocit și așa mai departe? N-am să răspund la întrebarea dumitale, Sergei Sergeiici.
poți gândi despre mine tot ce dorești. Despre dumneata gândesc întotdeauna cu stimă, Larisa Dmitrievna. Dacă m-aș mărcini însă la purtarea dumitale, femeile în general ar pierde mult în ochii mei. Dar care e purtarea mea? Dumneata nu știi nimic. Acele priviri blânde, duioase, acele șoapte dulci de dragoste, când fiecare cuvânt se îmbină cu un oftat adânc, jurămintele, și toate acestea, peste o lună, se repetă cu altul, ca o lecție învățată pe din afară. O, femeie! Dar ce cu femeia? Ușurință e numele tău! Cum îndrăznești să mă jignești? Ai aflat că după dumneata am iubit pe altul? Ești sigur de asta? Nu sunt sigur, dar bănuiesc. Ca să-mi aduci imputări atât de grave, se cuvine să știi, nu să bănuiești. Și totuși te măriți. Dar ce m-a îndemnat la asta? Când acasă nu e de trăit, când tristă, cum nu se poate spune, tristă de moarte, ți se impune să te porți drăguț, să surâzi, când ți se aduc logodnici pe care nu poți să-i privești fără silă, când aici scandalurile se țin lanț, când trebuie să fugi din casă și chiar din oraș. Larisa. Ce? Haide, ce vrei să spui? Iartă-mă. Iartă-mă. Atunci, tu nu m-ai uitat. Atunci tu mă mai iubești. E, haide, răspunde, fii sinceră. Sigur că da. Mai era nevoie să întrebi. Îți mulțumesc, Larisa. Îți mulțumesc. De asta aveai nevoie. Amorul propriu e salvat. Nu, 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 nu. Să te cedezi pe dumneata? Asta se poate. Trebuie să fac din pricina împrejurărilor. Dar să cedezi și dragostea dumitale? Asta ar fi foarte greu. Oare? Dacă ai fi iubit pe altul în locul meu, Larisa Dmitrievna, m-ai fi jignit adânc și n-aș fi iertat ușor acest lucru. Iar acum? Iar acum? Acum o să păstrez toată viața cea mai plăcută amintire despre dumneata și ne vom despărți cei mai buni prieteni. Așadar, femeia să plângă, să sufere, numai să vă iubească. Ce să-i faci, Larisa Dmitrievna? Ce să-i faci? În dragoste nu există egalitate. Nu eu am născocit asta. În dragoste trebuie uneori să și plângi. Și, bineînțeles, femeia. A, da, sigur că da, sigur, dar nu bărbatul. Să înțelegi. Dă-mi voie să te întreb, Larisa Dmitrievna, viitorul dumitale soț posedă, firește, multe merite. Numai unul singur. Așa, a, nu-i mult. În schimb, e de preț. Și anume? Mă iubește. Da, 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 într-adevăr, de preț. Pentru îndeletniciri casnice e un lucru foarte bun. Bătrâna mea ghitară! Mătășică! Ah, Serghei, când eu sunt cap și sunt într-una, nici iadul nu mă poate opri. Paharul plin îmi cântă-n strună, găsesc într-însul sfărâmate bucurii. Aproape beat, când troica zboară, frumosul schip a Eval văd, și blestem clipa de dinioară, când prima dată mi-ai apărut în drum. Bravo, bravo, Serghei, Serghei. Domnilor, dați-mi voie să vă prezint Iulii Capitonul Șcarandășev, Serghei, Serghei, Paratov. Un vechi prieten al Harit Ignatievna și al Larisei Dmitrievna.
pare bine. Serghei Sergeiici în casa noastră ca o rudă. Îmi pare bine. Și nu sunteți gelos? Serghei Sergeiici, te rog. Sper că Larisa Dimitrievna nu-mi va da niciun prilej ca să fiu gelos. Bine, bine, dar oamenii geloși sunt geloși fără niciun prilej. Garantez că Iuli Capitonici nu să aibă de ce să fie gelos pe mine. Da. Da. Da, desigur. Cu toate astea? A, da, 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 înțeleg, înțeleg. Și atunci ar fi ceva teribil, îngrozitor. Domnilor, domnilor, ce v-a apucat, domnul? N-ați găsit altceva să vorbiți în afară de gelozie? Vă rog, noi, Serghei Sergeiici, plecăm curând la țară. Cum, de la locurile minunate de aici? Da, da. Și ce găsești, dumneata, minunat aici? Depinde. Fiecare ce dorește, după gustul lui, găsește. Adevărat, da, adevărat. Unei îi place la țară, iar altuia la oraș. Mă duci cu fiecare cu gustul lui. Unei îi place popa, altuia preoteasa. Strângarule, de unde știi atâtea proverbe? Am trăit printre luntrașii de pe Volga, mătușico. Așa înveți și limba. Aha, da. De la luntraș se învață limba. Ei, și de ce, mă rog, nu s-ar putea învăța de la ei? Pentru că noi îi socotim... Care voi? Noi, adică oamenii culți. Luntraș! Și cum îi socotiți voi pe luntraș? Eu sunt proprietar de vapoare și le iau apărarea. Deoarece și eu sunt luntraș. Îi socotim modele de grosolenie și de ignoranță. Ei, Capitonici! Urmează, urmează, domnule Carandă, șef. Asta este tot. Mai mult nu am ce adăuga. Nu, nu, nu-i tot. Lipsește principalul. Trebuie să cer scuze. Eu? Eu să cer scuze? Da, da, n-ai ce face, trebuie. Dar de ce, mă rog? Asta este convingerea mea. Nu, 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 nu. Nu-i voie să te ascunzi după degete. Domnilor, domnilor, vă rog, liniștește-te, Harita Ignatievna, pe toată, dar lucrul nostru îl provoc la duel. Logodnicul vostru va rămâne întreg. Vreau numai să-l învăț minte. Eu am un principiu. Nimănui să nu-i trec nimic cu vederea. Al mintări, oamenii uită de frică și încep să se oprăznicească. Iuli Capitonici, ce ai făcut? Ceri scuze numai decât. Îți poruncesc. Mi se pare că e timpul să mă cunoască. Eu dacă vreau să învăț minte pe cineva, atunci mă zăvorăsc pentru o săptămână în casă și născocesc pedeapsa. Nu înțeleg. Atunci învață mai întâi să înțelegi și pe omul să vorbești cât sunt. Serghei Sergeici! Serghei Sergeici, vrei să mă arunc în genunchi în fața dumitale? Te rog, haide, de hatârul meu, iartă-l. Mulțumește, Harita Ignatievna. Te iert. Numai dragul meu învață mai întâi să cunoști oamenii. Eu? Nici o vorbuliță mai mult. Nici o vorbuliță. Altfel mă supăr pe dumneata. Larisa. Larisa, poruncește să servească șampanie și toarnă-le un pahar pentru împăcare. Și vă rog, vă rog, domnilor, vă rog, nu vă mai certați. Eu sunt o femeie domoală, știți? Mie îmi place să se petreacă totul în prietenie, în liniște, vă rog. Și eu am caracter pașnic, Harita Ignatievna. O muscă nu jignesc. Știu, știu. În ce mă privește puteți fi liniștită. Știu, știu. Te iert. Iuli Capitonici, Iuli Capitonici, dumneata ești încă tânăr. Trebuie să fii mai modest. Dar nu-i rost să te înflăcărezi așa. Haide, binevoiește și invită-l neapărat pe Serghei Sergeiici la masă. Nouă ne face multă plăcere să fim împreună cu el. Am vrut să o fac și singur. Haide, haide, te rog, te rog. Serghei Sergeiici. Da. Doriți să luați astăzi masa la mine? Cu plăcere. Domnilor, a sosit șampania. Poftiți. Poftiți. Poftiți, vă rog. Vă rog să fiți prieteni. Rugămintea dumitale pentru mine, Larisa Dimitrievna, este poruncă. Uite, uite, Iuli Capitonici, ia exemplu de la Serghei Sergeici, nu așa îngrufat cum ești. În ceea ce mă privește, nu mai încape nicio îndoială. Pentru mine fiecare cuvânt al Larisei Dimitrievna este lege. Unde-i șampania? Acolo suntem și noi. Vasia, ce plăcere! Ce Vasia. Instinct, așa e? Harita Ignatievna, Larisa Dimitrievna, dați-i voie bălanului să intre în notare. Care bălan, Vasia? O să vedeți imediat. Intră, bălanule!
Am onoarea să vă prezint pe noul meu prieten, Lord Robinson. Good evening. Îmi pare foarte bine. Robinson, sărută mânuțele. If you please. Ei, milord, dacă îmi făte încoace. De ce poruncești așa prietenului dumitale? N-a fost aproape niciodată în societatea femeilor și e rușinos. A călătorit mult și pe apă și pe uscat și de curând s-a sălbăticit aproape complet pe o insulă nelocuită. Tata. Domnule Carandeșef, dați-mi voie să vă prezint. Lord Robinson, Iulie Capitonici Carandeșef. Sunteți plecat de mult din Anglia? Yes. Serghei Sergeici, l-am învățat două, trei cuvinte pe englezește, dar trebuie să recunosc că nici eu nu știu mai multe. Ce tot tragi cu ochii la șampanie, milord? Hărita Ignatievna, e voie? Vai, se poate. Englezii beau toată ziua, de cum se scoală. Cum, într-adevăr? Beți toată ziua? Yes. Ei iau micul dejun de 3 ori, iar de la ora 6 până la 12 masă. Oh, e cu putință? Yes. Hai, toarnă, Robinson. If you please. Invitați-l și pe el la masă, domnule Carandeșef. Eu merg cu el peste tot. Fără el nu pot. Cum îl cheamă pe numele întreg? Dar cine îl cheamă pe numele întreg? Lord, milord? Oare este lord? Sigur că nu e lord, dar așa le place lor. Se poate și mai simplu. Sir Robinson. Sir Robinson, vă rog călduros să luați astăzi masa la mine. I thank you. Haide, Ignatievna, eu mă duc acasă, mai am ceva de rostuit. Vă aștept, domnilor. Am onoarea să vă salut. Da, și pentru noi e timpul să ne retragem. După o călătorie așa de lungă... Să ne pregătim pentru ospăți. Așteptați, domnilor, nu toți odată. Vă rog, mă așteptați. Ți-a plăcut logodnicul Serghei Sergeici? Dar parcă e ceva la el să-ți placă. Cui poate să placă? Și să mai grozăvește gâscanul lăbos. Dar ce, s-a petrecut ceva? Ah, o mică discuție. S-a umflat nițel în pene. Se crede și el om. Va mai făcea și pe încrezutul. Dar așteaptă tu, puiule. Am eu act de cojocul tău. Ce idee strălucită! De-bea aștept să iau masa la el. Robinson, îți stă în față o muncă grea. Să-ți dai silința. Yes. Pământ. Mă așteptam de la el, Larisa. Ce masă, ce masă! Și îl mai invită și pe Mochi Parmionici. Pentru ce face toate astea? Nimic de zis. Grozav ne-a mai ospătat. Ce neplăcut lucru! Nu există rușine mai usturătoare ca atunci când trebuie să te rușinezi pentru alții. Uite, noi nu suntem cu nimic de vină. Ce să fiu? Totuși mi-e rușine, rușine că vine să fug. Iar el nu bagă de seamă nimic, ba e chiar vesel. Dar cum vrei să bage de seamă? Ce știe el? A văzut el vreodată cum iau masa oamenii de lume? Tot mai crede că i-a uimit cu luxul lui. Uite, vezi, de-aia e vesel. Larisa, tu nu-ți dai seama că îl îmbată într-adins? Oprește, dumneata! Cum să-l opresc eu? Doar nu e copil mic. Cred că nu mai are nevoie de dădacă. Doar prost nu e. Atunci cum se face că nu-și dă seama? Ros nu e, dar e înfumurat. Îi cântă în strună, îi laudă vinul și el, el e bucuros. Ei se prefac doar că beau, iar lui îi toarnă într-una. Vai, mi-e frică de toate.
Pentru ce fac astea? Pur și simplu vor să petreacă pe seama lui. Dar nu-și dau seama că mie îmi sfârșie inima. Dar cui pasă de inima ta? Uite, Larisa, încă n-ai văzut nimic și suferi. Ce o să fie mai târziu? Acum totul e terminat. Păreri de rău cât poftești. Da, da, da. Dar nu se mai poate îndrepta nimic. Ce? V-ați îndestulat, nu? Ce ai mai vreți? Nu, mulțumim, Eufrosina Potapova. Dar cu bărbații ce? Au rămas dincolo și discută. Dacă s-au săturat să fi venit încoace, ce mai așteaptă? Masa asta mi-a scos pere albi. Câte griji! Și câtă pagubă! Ce idee la nepotul meu să aibă musafiri! Bucătarii niște tâlhari! Al vostru a intrat în bucătărie ca pe moșia lui Tatsu. Nici o vorbuliță n-am îndrăznit să-i spui. Ce vorbuliță să-i mai spui? Dacă e bucătar bun, n-are nevoie să-l înveți dumneata. Dar nu de învățat e vorba. Dar prea dă iama în toate cele. Și dacă erau aduse de la mine de la țară, nu mă durea nici cap. Dar tot e de cumpărat și cumpărat scump. Așa că e păcat. Mamă, îmi vine să fug de aici încotro mă vor duce ochii. În păcate nu se mai poate, Larisa. Te vei ia cu amețeală. Atunci poftim în cameră la mine, ca cu pică bărbații. Și atâta ori să fumeze că nu o să mai puteți răsufla. Poftim dincolo, dar... Oh, dar ce stau eu și îmi pierd vreme? Alerg să număr argintăria și să o pui. Astăzi nu mai există frică. Vai, ce familie! Ce familie mai Eu, domnilor, mă duc să iau masa la club. Aici n-am mâncat nimic. Mă așteptați, ochii paroși, mă așteptați. Prima dată în viață mi se întâmplă un asemenea caz, Serghei Serghei. Invită la masă musafir de seamă și n-ai ce mânca. Eu un prost, domnilor. Parcă noi spunem altfel. Și s-a îmbătat înaintea tuturor. L-am dechisit noi, zdravăn. Da, am dus la îndeplinire ideea mea. Să-i dau să bea țeapăn și să văd ce o să iasă pe urmă. Atunci ați făcut într-adins? Ne-am învoit dinainte. Uite, domnilor, pentru asemenea împrejurări, unul ca Robinson e prețios. Aur, nu om! Păi ca să înveți gazda, Moche Paronici, e nevoie să bei împreună cu ea. Dar era oare posibil să înghiți poșirca aia pe care el o denumește vin? În schimb, Robinson are o natură rezistentă la vilurile din străinătate fabricate la Iaroslav. Așa că lui ce-i pasă? Bea și laudă. Gustă cu aer de cunoscător, dar nu consimte să bea fără gazdă. Și Karandășev a căzut în cursă. Unui om neobișnuit multitrevioare, așa că repede n-am mai știut pe ce lume se găsește. E vesel ce spuneți, însă mie, domnilor, fără glumă, mi-e foame. Aveți tot timpul, așteptați puțin. O să rog pe Larisa Dimitrievna să ne cânte ceva. Asta e altă poveste. Dar unde-i Robinson? A rămas alături cu Karandășev, beau înainte. Dar uite, vin și ei. Dar unde sunt domnele? Unde sunt domnele noastre? Doamnele sunt aici. Liniștește-te, liniștește-te. Isprăvește cu băutura ce faci. De ce n-ai părăsit, Larisa? Nu mă simt prea bine, Serghei Serghei. Știi că am băut cu logodnicul dumitale Brudășaft? Acum suntem prieteni pe vecie. Îți mulțumesc. Serge. Da? Vezi ce intimitate? Ce vrei, Iulie Capitanuț? Serge, te caută cineva. Ei, cine e acolo? Ilia Țigan. Ah, Ilia! Cheamă-l încoace. Domnilor, scuzați-mă că îmi permit să-l invit pe Ilia în societatea noastră. Dar e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Așa că unde sunt primit eu, acolo trebuie să fie primit și prietenii mei. Ăsta este principiul meu, Iulie Capitanuți. Să trăiești, boierule! Ilia! Ilia! Permite-mi, Larisa Dimitrievna, să te rog să ne faci o mare bucurie. Cântă-ne o romanță sau orice dorești. Nu te-am auzit de un an de zile și fără îndoială că nici nu o să te mai aud. Dați-mi voie să vă fac aceeași rugăminte. Nu se poate? Domnilor, nu se poate!
Larisa Dimitrievna nu o să cânte. Dar de unde știi tu că nu o să cânte? Poate că o să cânte. Nu, iertați-mă, domnilor. Nu sunt dispusă astăzi și nu sunt în voce. Larisa! Orice! Orice dorești! Dacă spun eu că nu o să cânte, atunci nu o să cânte. Mă rog, e de văzut. O rugăm respectos, îi cădem în genunchi. Asta fac eu imediat, sunt mlădios. Nu vă rugați, mă rugați! Nu-i dau eu voie. Ce vorbești? Să nu-i dai voie când o să ai dreptul. Dar acum mai așteaptă cu nu-i dau voie. E de brâve. Nu, nu, nu! Interzic cu hotărâre! Dumneata, mă interzici? Atunci când, domnilor? Ilia! Aici! Trecutul să-l samuțească, o nu spori durerea mea, să rămân. Din tristui somn o turbura, eu dorm și-n dulce ațipire, visarea s-a-nvăluit în piept. Doar zbuciu mi-ai trezit, zadarnic jinduiești, iubirea. În piept doar zbuciu mi-ai trezit.
E o mare desfătare să vă privesc, dar și mai mare desfătare să vă ascult. Cred că o să nebunesc. Să auzi și să mori. Asta e. Și dumneata, Iulie Capitone, ce ai vrut să ne lipsești de o asemenea plăcere? Eu, domnilor, nu admir mai puțin ca voi felul de a cânta al Larisei Dimitrievna. Să bem șampanie în sănătatea ei. O vorbă înțeleaptă e plăcut să o asculți. S-ar fi șampanie? S-ar fi șampanie? În ce strigi așa? Mă rog, sunt la mine acasă. Dacă ești la dumneata, știu eu ce fac. S-ar fi șampanie? S-ar fi șampanie? Ce șampanie te-a găsit acum? Mereu ba una, ba alta. Nu te amesteca în treburi care nu te privesc, mătușă. Fă ce-ți poruncesc. Atunci du-te singur. Nu mai simt picioarele și dacă vrei să știi, n-am luat nimic în gură de azi dimineață. Du-te singur! Șampanie! Vreau șampanie! Serviți șampanie! Serviți șampanie! Iulie Capitone! Serviți șampanie! Iulie Capitone! Serviți șampanie! Serviți șampanie! Ascultă, Iulie Capitone! Vino după mine dacă vrei! Iulie Capitone! Vino după mine dacă vrei, mă duc să aduc șampanie! Să fii șampanie! Ilia! Aici, boiarule! Du-te și pregătiți luntriile. Așa. Venim și noi îndată. Așa. Domnule Knurov, ai și dumneata. Să-l lăsăm singur cu Larisa Dimitrievna. Da. Divină vrăjitoare! De-i știi cum mă blestemam în vreme ce cântai? Pentru ce? Cum pentru ce? Cum pentru ce, Larisa? Doar nu sunt de piatră. Să pierzi o asemenea comoară ca dumneata, crezi că e ușor? Dar cine-i de vină? Firește că eu. Și mult mai vinovat decât gândești. Mă disprețuiesc singur. Dar pentru ce? Spune. Pentru că am fugit de dumneata. Și cu ce te-am schimbat? Atunci, de ce ai făcut-o? De ce? Firește că din lașitate. Trebuia să-mi salvez averea. Dar dracu s-o ia de avere. Am pierdut ceva mai depres decât averea. Te-am pierdut pe dumneata. Acum și eu sufăr. Și te fac să suferi și dumneata. Da. Acesta-i adevărul. Mi-ai înveninat pentru multă vreme viața. Așteaptă. Mai așteaptă și după aceea să mă învinovățești. Nu am devenit cu totul meschin. Nu m-am preschimbat cu totul în bută. În sufletul meu se mai trezesc sentimente nobile. Câteva clipe ca astea, Larisa. Câteva clipe ca astea. Vorbește. Ducă-se dracului toate calculele. Și atunci nicio forță din lume nu o să te mai smulgă de lângă mine. Doar odată cu viața mea. Și ce vrei? Să te văd, să te ascult. Mâine plec. Mâine. Să mai ascult fermecătorul tău glas. Să uit de lume, Larisa. Să uit de lume, să visez doar o singură fericire. Care fericire? Fericirea de a fi sclavul tău. De a sta numai la picioarele tale. Dar cum? Ascultă, Larisa. Noi plecăm cu toată societatea să ne plimbăm pe Volga cu luntrile. Vino cu noi. Bine, dar aici, nu știu său, ce or să creadă aici? Dar ce înseamnă aici? Aici o să se înființeze curând mătușa lui Karandașev și cucoane în ochii de mătase văpsită. Iar conversația? Conversația va fi despre ciuperci murate. Și când să merg? Acum. Acum? Larisa, acum ori niciodată. Haide-mi. Recunosc că nu mi-aș fi putut închipui nimic mai măreț și mai nobil. Fermecătoare făptură, stăpână mea. Dumneata ești
stăpânul meu. Să mergem, Larisa. Da. Vals, șampanie, domnilor, dar ce înseamnă asta? Ivan, Ivan, unde au dispărut toți domnii și Larisa Dimitrievna? Larisa Dimitrievna trebuie să presupunem că a plecat împreună cu domnii. După felul cum domnii se pregăteau pentru plimbarea peste Volga, s-ar părea că e vorba de un picnic. Cum? Cum peste Volga? Cu luntrile și farfurii și vinurile. Tot de la noi s-au trimis încă dinainte. Ba, și băieții să servească, mă rog, cum se cuvine. Ce asta? Ce mai e asta? Și țiganii cu muzica lor, tot cum se cuvine. Arita Ignatievna! Ce este? Unde este fiica dumneavoastră? Răspundeți-mi! Unde este fiica dumneavoastră? Eu am adus-o la dumneata pe fiica mea, Iuli Capitonuci. Așa că dumneata să-mi spui unde este fiica mea. Ești beat! De aceea vorbești așa. Toate astea au fost scluite. Toți v-ați înțeles dinainte. E dureros. Fără omenie, de dureros. Prea de vreme ai triumfat. E caragios. Sunt un caragios. Știu sigur că sunt un biet caragios. Dar oamenii trebuie oare nemiciți pentru că sunt caragios. Sunt caragios. Ești bine. Redeți de mine. Rădeți-mi față! Veniți la mine la masă! Veți vinul meu! Și juliți-mă! Bat-șocoriți-mă! Bat-șocoriți-mă! Așa merit! Dar se sfan pieptul unui om caragios, să-ți mulți inima, să o arunci la picioare și să o calci cu talpa. Of, of, cum să mai trăiesc? Cum să mai trăiesc? Și doar... Doar nu strâhar, sunt bărbați respectabili. Toți sunt prietenii Haritii Ignatievna. Nu, nu știu nimic. Nu sunteți o singură șleaștă. Sunteți cu toții strâns legați. Dar află Haritii Ignatievna că și cel mai blajin om poate fi adus la turbare. Nu toți criminalii sunt și răufăcători. Chiar un om cum se cade se hotărăște la crimă dacă n-are altă ieșire. Când nu rămâne pe lumea asta decât ori să mă spânzuri de rușine și disperare, ori să mă răzbun, atunci mă voi răzbuna! Pentru mine acum nu mai există nici paimă, nici lege, nici milă. Numai mânia crâncenă și setea de răzbunare mă înnăbușă. Am să mă răzbun. Am să mă răzbun pe fiecare, pe rând, până nu mă vor ucide ei. Ce-a luat de pe masă? Pistolul! Pistolul! Fugi după el și striga să-l oprească!
Fugiți! Strigați la plan! Și deodată Carandășev a luat pistolul de pe masă și furios a ieșit să-i caute. Cu pistolul, zici? Da, așa cum ți-am spus. Acum umblă prin tot orașul după ei. Te pomenești că vine și pe aici. Aoleu, uite-l, nu e el? Da, el e. Eu am plecat? Unde sunt tovarășii dumitale, domnule Robinson? Care tovarăși? Eu n-am tovarăși. Dar domnii care au luat masa la mine împreună cu dumneata. Ce fel de tovară sunt cu mine? Așa, cunoștințe trecătoare. Atunci, nu știu unde sunt acum. N-aș putea spune. Eu fac ce pot să mă țin cât mai departe de societatea lor. Eu sunt un om pașnic, știți? Eu sunt familist. Dumneata, trebuie să știi totuși unde sunt. Ei ori fi chefuind pe undeva. Parcă au altceva mai bun de făcut. Se spune că au plecat peste Volga. Tot ce se poate. Pe dumneata nu te-au chemat cu ei? Nu, fiindcă eu sunt familist. Când crezi că se întorc? Asta cred că nici ei singuri nu știu. Dar spre dimineață te pomenești cu ei. Spre dimineață? Poate și mai curând. Totuși, trebuie să aștept. Trebuie să mă explic unii din ei. Dacă e pe așteptate, atunci așteptați-i la debarcader. Aici nu or să vie, de la debarcader să duc de-a dreptul acasă, că de altceva nu o să le mai arză. Și așa sunt sături. Bine, mă duc la debarcader. Adio. Nu doriți să veniți cu mine? Nu, mă rog, eu sunt un familist. Ivan! Ivan! Ivan, pune masa înăuntru și aduce vinul. Păi înăuntru băierului năbușeală. Vedeți, mie seara aerul îmi face rău. Mi-a interzis doctorul. Și dacă domnul care a plecat întreabă de mine, spune că am plecat. Te-ai uitat peste vorba, Ivan? Fira ai noștri? Pare că au sosit. Cum așa? Păi se aude gălăgie la poalele dealului. Și cum numai țiganii fac tămbălău? Da, uite pe multe pare mulți. Da. Și Vasile Danilici. Se pare că începe drama. Se pare. Am văzut-o pe Larisa Dimitrievna cu lacrimi în ochi. Ca să-ți lași locotnicul aproape în ajunul nunții, trebuie să ai motive serioase. Gândește-te numai. Serghei Sergeici a venit pentru o zi. Iar ea părăsește pentru el logotnicul. Logotnicul cu care urma să trăiască o viață întreagă. Înseamnă că speră ceva de la Serghei Sergeici, altfel ce ar avea nevoie de el? Atunci, dumneata, crezi că aici a fost la mijloc o înșelătorie? Că el iarăși a câștigat-o cu vorba? Bineînțeles. Și se vede că promisiunile au fost precise și serioase, altfel cum ar fi dat crezare unui bărbat care m-a înșelat-o? Așa că judecă și dumneata în ce situație e sărăcuța. Ce să-i faci? Noi n-avem nicio vină. M-am tot gândit la Larisa Dimitrievna. Se pare că se găsește acum într-o astfel de încurcătură încât noi, cei apropiați ei, nu numai că este de dorit, dar chiar suntem datori să n-o lăsăm în voia soartei. Adică dumneata vrei să spui că acum se prezintă în sfârșit prilejul favorabil? Mă rog, dacă așa vrei să tălmăciști. Atunci e vreo bubă? Împiedică ceva? Dumneata mă împiedici pe mine, iar eu pe dumneata. Poate că nu te temi de rivali. Nici mie nu mi-e frică. Totuși, e ceva supărător. Mult mai bine când terenul e netezit. Filodor, mă, n-o să cer, Mochi Parmionici. De ce Filodor, mă? Se poate și altfel. Așa e. Uite cum e mai bine. Să lăsăm să decidă această monedă. Cap sau pajură? Dacă spun pajură, pierd. Pajură ești dumneata, firește. Cap! Ai câștigat. Înseamnă că mie îmi rămâne să plec singur la Paris. Nici o pagubă, cheltuiel mai puține. Uite că vine Serghei Sergeici cu Larisa Dimitrievna să intrăm în cafenea să nu-și turburăm. Vai, ce ostenită sunt. Mă lasă puterile. Abia am urcat dealul. Dă-mi voie, Larisa Dimitrievna. Dă-mi voie să-ți mulțumesc pentru plăcerea. Nu, asta e puțin.
Pentru fericirea pe care ne-ai dăruit-o. A, nu, nu. Nu, Serghei Serghei, nu mă înșira fraze. Spune-mi numai atât. Îți sunt soție sau nu? Înainte de toate, Larisa Dmitrievna, trebuie să pleci acasă. Vom avea timp și mâine să vorbim despre asta amănunțit. Acasă nu mă mai duc. Bine, bine, dar nici aici nu poți rămâne. Cu dumneata pot rămâne oriunde. Dumneata m-ai luat. Dumneata trebuie să mă întorci acasă. Pleci cu caleașca mea? Nu-i același lucru? Nu, nu-i același lucru. Dumneata m-ai luat de la logotnic. Eu ori mă întorc cu dumneata acasă, ori nu mă mai întorc deloc. Cum? Ce înseamnă nu mă mai întorc? De unde să te duci? Oh, pentru făpturile nefericite. Există destul loc în lumea lui Dumnezeu. Uite colo parcul. Dincolo-i Volga. Colo te poți legăna de fiecare crenguță. În Volga poți alege orice vârtej. Peste tot te poți neca ușor, dacă ai voință și curaj. Ce exaltare, Larisa Dmitrievna! Ce exaltare! Dar dumneata ai dreptul, datoria să trăiești. Dar cine o să refuze să te iubească, să te stimeze? Uite, chiar logodnicul dumitale va fi fericit dacă îl vei mângâia. Așa vorbești? Pe soțul meu chiar de nu-l iubesc. Trebuie cel puțin să-l stimez. Și cum pot eu să stimez un om care îndură cu nepăsare bagiocura și jignirile? Nu! Cu el am încheiat. Pentru mine nu mai există. De acum am un singur logodnic. Dumneata. Iartă-mă, Larisa Dmitrievna. Te rog, iartă-mă. Nu te supăra de ce am să-ți spun. Dar nu cred că ai dreptul să ceri de la mine atât de mult. Ce spui? Ai uitat, oare? Atunci am să-ți amintesc tot de la început. Am suferit un an de zile. Un an n-am putut să te uit. Viața a devenit pentru mine un pustiu. M-am hotărât în sfârșit să mă mărit cu Karandșev, primul care mi-a ieșit atunci în cale. Mă gândeam că îndatoririle vieții de familie îmi vor umple existența și mă vor împăca cu ea. Ai apărut dumneata și mi-ai spus: lasă totul, sunt al tău. Oare nu am dreptul? Am crezut în sinceritatea cuvintelor dumitale. Am crezut că le-am meritat după o suferință atât de lungă. Toate astea sunt minunate, Larisa Dmitrievna. Minunate. Dar vom vorbi despre ele mâine. Nu! Astăzi. Acum. Cum? Îmi cer asta? Da. Îți cer. Bine. Bine. Ascultă, Larisa Dmitrievna. Dumneata admiți că într-o împrejurare anumită îți poți pierde capul? Admit. Și mie mi se poate întâmpla. Nu, 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 nu m-am exprimat așa cum trebuie. Admiți că un om încătușat de mâini și de picioare, cu lanțuri ce nu se pot rupe, poate fi fermecat până într-atât încât să uite totul pe lume și realitatea lui apăsătoare și lanțurile de care e legat? Cu atât mai bine să uite. Această stare sufletească e foarte prielnică. Sunt de acord cu dumneata, dar nu e de lungă durată. Înflăcărarea unei încântări pătimașe trece repede. Rămân lanțurile. Lanțurile și rațiunea rece care îți spune că aceste lanțuri nu pot fi rupte, că sunt veșnice. Lanțuri veșnice? Ești însurat? Nu, 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 nu. Atunci, orice alte lanțuri sunt un nimic. O să le purtăm împreună. O să împart cu dumneata această povară. Cea mai grea dintre jumătăți o iau asupra mea. Sunt logodit, Larisa Dmitrievna. Iată. Această verighetă e unul din lanțurile de aur de care sunt încătușat pe toată viața. De ce nu mi-ai spus? Oh, ce cruzime! Ce cruzime! Parcă eram în stare să-mi mai aduc aminte de ceva. Te-am văzut pe dumneata, Larisa Dmitrievna. Te-am văzut pe dumneata și nimic n-a mai existat pentru mine. Uită-te în ochii mei. Uită-te în ochii mei.
Ochii lui sunt senin ca cerul. Ajunge! Hotărăsc singură ce am de făcut. Robinson! Robinson! Du-te și caută-mi caleașca. E pe bulevard. Și însoțește pe Larisa Dmitrievna acasă. La Serj, e acolo, așteaptă cu pistolul. Cine? Karandășev. Și ce-mi pasă mie? Mă omoară. Mare pagubă. Fă ce sporuncesc, fără vorbă. Asta nu-mi place, Robinson. Iar eu îți repet, cum mă vede cu dânsa, mă ucide. Dacă el te ucide ori nu, asta încă nu se știe. Dar dacă nu faci chiar acum ce sporuncesc, atunci te ucid eu și precis. Pleacă! Ah, barbari, tâlhari, în ce șleacă am intrat eu? Ai rămas singură, Larisa Dmitrievna. Vasia. Vasia, mă pierd. Larisa Dmitrievna, porumbița mea, ce-i de făcut? N-ai ce faci. Vasia, noi ne cunoaștem din copilărie, ca și cum am fi rude. Ce să fac? Învață-mă. Larisa Dmitrievna, eu te stimez și aș fi bucuros să... Dar eu nu pot să fac nimic. Credeți-mă pe cuvânt. Dar nu cer nimic de la tine. Te rog numai să ai milă de mine. Măcar să plângi alături de mine. Nu pot. Nu pot nici asta. Și tu porți lanțuri? Cătușe, Larisa Dmitrievna. Ce fel? Cuvântul meu cinstit de negustor. Larisa Dmitrievna, ascultă-mă și nu te supăra. Nici nu-mi trece prin gând să te jignesc. Îți doresc numai binele și fericirea, adică ceea ce meriți pe deplin. Nu vrei să mergi cu mine la Paris, la expoziție? Pe urmă, viața pe deplin asigurată. Nu te teme, nimeni nu o să te condamne. Sunt graniți dincolo de care nicio condamnare nu trece. Eu pot să-ți asigur un trai atât de îmbelșugat încât cei mai veninoși critici de moralitate veniți din afară nu numai să amuțească, dar să și caște gura de uimire. Eu n-aș sta o clipă pe gânduri să-ți ofer mâna mea, dar sunt însurat. Te văd turburată. Nu îndrăznesc să-ți cer un răspuns pripit. Gândește-te. Dacă primești binevoitor propunerea mea, dă-mi de veste și din clipa aceea mă preschimb în sluga dumitale credincioasă, gata să îndeplinesc la poruncă toate dorințele, chiar și capriciile dumitale, oricât de ciudate și de scumpe ar fi. Pentru mine, chiar imposibilul e puțin lucru. Acum te las. Gândește-te.
Nu de mult. Priveam în jos peste grilaje și s-a învârtit pământul cu mine. Era aproape să cad. Și de cazi, atunci se spune că-i moarte sigură. Oh, ce bine ar fi să mă arunc. Nu, nu. De ce să mă arunc? Mai bine stau aplecată peste grilaj. Mă uit în jos, amețesc și cad. Da, e mai bine. Amețită, nu simt durere. Nimic. Aaaa! Înspăimântător! Oh, vai, vai! Toate se învârtesc cu mine. Cad! Vai, cad! Te desparți de viață. Nu e așa ușor cum credeam. N-am putere. Vai, ce nenorocită sunt. Dar sunt oameni pentru care e ușor. Se vede că aceia nu m-au niciun rost să trăiască. Nimic nu le mai drag. De nimic nu le mai pare rău. Dar eu, dar nici mie nu mai mi-e drag nimic. Nici eu n-are rost să trăiesc. Nici eu n-am de ce trăi. Atunci, pentru ce nu mă hotărăsc? Ce mă ține deasupra prăpastii acestea? Ce mă împiedică? Ah, nu, nu, nu! Nici Knurov, luxul, strălucirea. Nu, nu, nu știu ce-i vanitatea. Desfrâul. A, nu, nu, pur și simplu îmi lipsește hotărârea. Oh, jalnică slăbiciune. Să trăiești oricum, dar să trăiești. Dar când nu poți trăi, la ce să te încăpățânezi? Ah, cât sunt de nenorocită! De ce nu mă omoară cineva? Ce bine e să mori cât mai ești cu sufletul curat. Ori să fii bolnavă și să mori. Da, mi se pare că mă îmbolnăvesc. Ah, ce rău mi-e. O boală lungă. Să mă liniștesc, să mă împac cu toate, să iert pe toți și să mor. Vai, mi-e rău. E rău, cum îmi fugie capul. Larisa! Larisa! Oh, de-ai ști ce dezgust simt pentru dumneata, Iuli Capitonici. Ce cauți aici? Dar unde vrea să fiu? Nu știu. Unde vrei, numai nu acolo unde sunt eu. Te înșeli! Eu trebuie să fiu întotdeauna lângă dumneata, să te apăr. Iar acum sunt aici ca să răzbun jignirea ce ți s-a adus. Pentru mine jignirea cea mai grea e protecția dumitale. Nimeni altul nu m-a jignit. Prea ești îngăduitoare. Knurov și Vojvatov, te trag la sorți. Cam sunt pajură. Care din doi te va câștiga? Și asta nu-i jignire. Strașnici prieteni mai ai
și strașnică stima o față de dumneata. Nu te socotesc femeie, nici măcar făptură omenească în stare să se hotărască singură de soarta ei. Te socotesc obiect! Ori dacă ești obiect, atunci lucrurile se schimbă. Obiectul nici nu poate să se supere, nici să se simtă jignit. Obiect? Da, obiect. Au dreptate. Sunt un obiect, nu om. De asta m-am convins până la urmă și eu. După câte încercări, sunt obiect. În sfârșit s-a găsit cuvântul potrivit pentru mine. Dumneata l-ai găsit. Și acum pleacă. Te rog, lasă-mă. Să te las? Cum să te las? Cui să te las? Orice obiect trebuie să aibă un proprietar. Eu mă duc la proprietarul meu. Eu te iau. Eu sunt proprietarul. A, nu! Orice obiect are și preț. Sunt prea scumpă pentru dumneata. Lisa, cum vorbești? Nu m-aș fi așteptat la asemenea cuvinte. Dacă ești să fii obiect, atunci îmi rămâne o singură satisfacție. Să fiu scumpă, foarte scumpă. Fă-mi, te rog, un ultim serviciu. Du-te și trimite-l pe Clurov la mine. Ce spui? Ce-i cu dumneata, vinoți în fire? Atunci mă duc singură. Larisa Dimitrievna, oprește-te! Te iert, iert tot. Dumneata mă ierți. Îți mulțumesc. Nu mai uite, eu nu-mi iert că mi-a trecut prin gând măcar să-mi leg soarta de un om de nimic ca dumneata. Să plecăm, să plecăm imediat din orașul ăsta. Acum consimt la orice. Prea târziu. Te implor, dăriește-mi fericirea. Prea târziu. Acum în fața ochilor mei sclipește aurul și scânteie briliantele. Sunt gata la orice sacrificiu. Sunt gata să îndur toate umilințele pentru dumneata. Du-te! Du-te, ești prea mărunt pentru mine. Un nimic. Spune-mi! Spune-mi cum să-ți meri dragostea! Te iubesc! Te iubesc! Minț! Te iubesc! Minț! Te iubesc! Eu dragoste am căutat și n-am găsit-o. Pe mine toți m-au privit și mă privesc drept o păpușă. Niciodată nimeni nu s-a străduit să pătrundă în sufletul meu. Nimeni nu m-a compătimit. N-am auzit un cuvânt cald din inimă. Și ca să trăiești așa, e fioros. Eu nu sunt de vină. Am căutat iubirea și n-am găsit-o. Nu există pe lume. La ce aș mai căuta-o? N-am găsit dragostea. O să caut aur. Pleacă! Pleacă! Nu pot fi a dumitale! Îți pare rău. Trebuie să fie a mea. A oricui, dar nu a dumitale. Mea, nu! Niciodată! Atunci... Atunci n-ai să fii a nimănui! Mulțumesc. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Am fost nebun. Am fost nebun. Ce-am făcut? Dragul meu, ce binefacere ai săvârșit. Dă-l încoace. Dă-l încoace pistolul. Aici, lângă mine, eu singură, singură. Oh, ce binefacere! Ce s-a făcut? Eu singura.
Spuneți-mi să tacă! Spuneți-mi să tacă! Nu! Nu! De ce? Cine-i vesel? Lăsați-l să se veselească! Eu nu vreau să turbur pe nimeni. Trăiți cu toții. Am transmis Fata fără zestre de Alexandru Nicolaevici Ostrovski. Traducere de Alexandru Chirițescu și Sonia Filip. Adaptare radiofonică de Radu Beligan. Distribuția a fost următoarea: Harita Ignatievna Ogudelova, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Larisa Dmitrievna, Clodi Bertola, artistă emerită. Mochi Parmion Cnurov, George Calboreanu, artist al poporului. Vasilii Danilăci Vojevatov, Nicolae Bălănescu. Iulii Capitonăci Carandășev, Emil Bota, artist emerit. Sergei Sergeevici Paratov, Geo Barton, artist emerit. Eufrosina Potapovna, Tanții Benescu Munteanu. Robinson, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Gavrila, Ionul Meni. Ivan, Mircea Cojan. Ilia, Gheorghe Soare. Regia artistică, Radu Beligan, artist al poporului, și Mihai Zira, maestru emerit al artei.